În urmă cu 2000 de ani a fost făcut o descoperire incredibilă, când pătrate cu aria de lungimea laturii la pătrat sunt puse pe fiecare latură a unui triunghi dreptunghic, cele două pătrate mai mici se potrivesc perfect în interiorul pătratului mai mare. În limbaj matematic, aceasta se exprimă astfel: a pătrat plus b pătrat egal c pătrat, unde c este întotdeauna cea mai lungă latură, ipotenuza. Relația este câteodată scrisă astfel: a pătrat plus b pătrat egal înălțime pătrat. Pentru un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor celorlalte două laturi. Aceasta este cunoscută drept teorema lui Pitagora. Deși descoperirea sa este atribuită lui Pitagora, aceasta era deja cunoscută de chinezi, indieni și babilonieni înaintea lui. De fapt, chiar a fost folosită în construirea piramidelor egiptene cu 2000 de ani înainte ca Pitagora să se fi născut. Haideți să vedem cum se aplică. Luăm ca exemplu un triunghi dreptunghic cu laturile de 3 și 4 metri. Care este lungimea ipotenuzei? Întâi, notează cu A și B lungimile catetelor și C lungimea ipotenuzei. Putem înlocui valorile în relație. A pătrat plus B pătrat egal C pătrat, 3 la pătrat plus 4 la pătrat egal C la pătrat, 9 plus 16 egal 25. Acum încearcă și tu. Care este lungimea laturii C pentru acest triunghi? Ai găsit răspunsul corect? Haideți să vedem. Începem cu teorema. Apoi înlocuim valorile în relație. Acesta este C pătrat, deci calculăm rădăcina pătrată a acestui număr pentru a obține valoarea lui C. Putem de asemenea să rearanjăm relația dacă știm doar ipotenuza și o catetă. Ce zici? Crezi că poți crea o problemă pentru colegii tăi? Această teoremă este foarte folositoare în domeniul construcțiilor. Folosim unghiuri de 90 de grade pentru aproape orice construcție. Dacă construiești un pod, încadrezi un perete sau pui faianță, vei avea nevoie de un unghi drept. Cu un triunghi care are lungimile laturilor egale cu 3, 4 și 5 metri, ca cel prezentat anterior, putem găsi unghiuri drepte fără calcule complicate. Teorema lui Pitagora este relația dintre lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic. Dar ce facem dacă știm doar una dintre laturi? În astfel de situații, apelăm la trigonometrie. Aceasta este relația dintre lungimile laturilor și măsurile unghiurilor dintr-un triunghi dreptunghic. Rapoartele trigonometrice ne sunt utile în aflarea valorilor de care avem nevoie. Haideți să vedem cum se aplică rapoartele trigonometrice într-un triunghi dreptunghic cu ipotenuza de lungime egală cu 1. Latura cu cea mai mare lungime dintr-un triunghi dreptunghic este ipotenuza. Latura opusă unghiului teta se numește cateta opusă. Latura care formează unghiul teta și nu este ipotenuză se numește cateta alăturată. Este foarte important să știm denumirile laturilor pentru a determina corect rapoartele trigonometrice utilizate. Rapoartele dintre lungimile laturilor au diferite nume. Să presupunem că avem un unghi de teta grade. Sinus de teta este egal cu cateta opusă pe ipotenuză. Cosinus de teta este egal cu cateta alăturată pe ipotenuză. Tangenta de teta este egală cu cateta opusă pe cateta alăturată. Odată ce cunoști bine denumirile laturilor și ai decis ce raport trigonometric vei folosi, poți să găsești fie lungimea laturii necunoscute, fie măsura unghiului necunoscut. De ce să nu încerci și tu? Notează laturile acestui triunghi și folosește această informație pentru a determina ce raport trigonometric trebuie să utilizezi pentru a afla lungimea laturii lipsă. Dacă vrei să afli măsura unui unghi, va trebui să folosești în continuare rapoartele trigonometrice, dar de data aceasta vei apăsa pe butonul de inversare a calculatorului tău. Prin exercițiu, toate acestea vor deveni mai ușoare. Amintește-ți,
Dacă știi doar un unghi și o latură, va trebui să folosești rapoarte trigonometrice pentru a găsi valorile lipsă. Dacă nu este dat niciun unghi, pur și simplu aplici teorema lui Pitagora. Acum, pentru că ai toate cunoștințele necesare, haide să vedem dacă poți rezolva următoarele probleme.